Berta Popescu, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială. Avem noi informații explozive. Apar în cazul feței din Baia de Aram, adoptată de părinți români din America. Avem documente exclusive care arată ce s-a întâmplat cu copilul. Avocatul părinților adoptivi recunoaște faptul că fetița s-a atașat de familia care a crescut-o, dar într-o declarație pentru Antena 3 vorbește și despre faptul că familia a încălcat procedurile legale. Vorbim imediat despre toate aceste lucruri. Intrăm în direct cu soțul asistentei maternale. Va fi alături de noi și va comenta exact ce spune cealaltă parte. Este practic cel care a crescut-o pe Sorina. Ne va explica ce s-a întâmplat. Sunt implicate însă și cele mai înalte autorități în stat în acest scandal. Iar acum premierul a cerut ajutorul ambasadei Statelor Unite pentru ca fetița să fie bine. Avocatul poporului va intra și el în direct cu noi, ne spune ce face în acest caz. Până atunci însă, haideți să începem cu documentele despre care vă vorbeam, pentru că sunt documente din care reiese faptul că familia care a crescut-o a refuzat în mai multe rânduri să o adopte pe Sorina și vorbim despre aceste declarații prin care și-au exprimat refuzul de a o adopta pe Sorina. Haideți să vedem întâi documentele. Sunt două declarații. Una și prima dintre ele este din anul 2013, 10-7-2013, o primă declarație, și una în 2017, 4-4-2017. Prima declarație subsemnată Șărămăt Mariana, cu domiciliul în Baia de Aramă. Asistent maternal profesionist, declar că nu doresc să o adopt pe fetița Lucan Sorina. Aceasta este declarația pe care o dau, o susțin și o semnez. Data 10-7-2013 este un document conform cu originalul, iar cea de-a doua declarație despre care vă vorbeam este dată în 4-4-2017. La fel, o declarație prin care Mariana Șărămăt declară că nu dorește să o adopte pe minora Sorina Lucan, pe care o are în plasament. Aceasta este declarația pe care o dau și o semnez personal în 4 aprilie 2017. Sunt două documente extrem de importante, două documente care au fost invocate până acum de toate părțile din acest caz, inclusiv de părinții care cei care au câștigat dreptul de a o adopta pe Sorina. Pe de cealaltă parte au fost acuzați însă că ar fi fost falsificate semnăturile sau că ar fi fost constrânși să dea aceste declarații. Cert este că până în acest moment declarațiile sunt în acest dosar. Cu siguranță și această procedură de adopție s-a bazat destul de mult și pe aceste declarații. Vă spuneam că avem și o declarație exclusivă din partea avocatului familiei care a adoptat-o pe Sorina. Haideți să-l ascultăm, vedem chiar acum precizările avocatului familiei adoptive cu privire la situația copilului. Vedem în ce stare se află acum, ce s-a întâmplat până acum, ce spune avocatul.